Doamnelor și domnilor, cei care suntem aici, vă salutăm și vă mulțumim pentru faptul că ați depus efortul pentru a veni astăzi aici, astfel încât împreună să inaugurăm această expoziție unică în cei aproape 80 de ani de ocupație, 79 de ani de ocupație și 80 de ani de la începerea celui de-al doilea război mondial și respectiv semnarea pactului Ribbentrop-Molotov. Unică pentru că în premieră aceste documente sunt la Chișinău, sunt expuse la Chișinău, sunt la îndemâna dumneavoastră, a tuturor acelora care doriți să aflați adevărul. Țin să vă spun din capul locului că pentru mine personal acest eveniment este cel mai important din viața mea. Din viața mea de până acum. Mai important decât acest eveniment mai poate fi doar unirea. Unirea cu România. Toate celelalte evenimente care au avut loc până azi și care vor avea loc de acum încolo, nu au cum să fie la fel de importante ca acest eveniment de astăzi. Repet încă o dată, doar unirea, doar reîntregirea neamului românesc poate fi un eveniment mai important. De ce? Pentru că astăzi, după 80 de ani de la începerea celui de-al doilea război mondial, după 79 de ani de ocupație, noi avem posibilitatea cu toții, atâția cât suntem aici, la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, dar și toți aceia care ne urmăresc în direct, live, cum se spune acum, pe internet și care ne vor vedea prin intermediul mass media, noi cu toții împreună cu dumneavoastră avem posibilitatea, după 80 de ani, repet încă o dată, de la declanșarea celui de-al doilea război mondial, după 79 de ani de la ocupația Basarabiei, avem posibilitatea să punem Rusia la zid. Iată, la acest zid din spatele subsemnatului, la acest zid din spatele domnitorului Ștefan cel Mare. Niciodată acest lucru nu s-a făcut până acum. S-au spus diferite lucruri. Ne-am revoltat și noi și alții, dar n-am avut posibilitatea cu dovezi, cu documente, cu documente originale, să prezentăm adevărul din prima sursă în așa fel încât Rusia să nu aibă nicio replică. Iată că avem această posibilitate acum. Pentru acest eveniment, pentru această clipă din viața subsemnatului, au luptat și s-au sacrificat și din viața dumneavoastră, a fiecăruia, din viața noastră, a tuturor. Au luptat și s-au sacrificat 3, 4 sau chiar 5 generații din familiile noastre. Atunci, în anii 39-40, străbunicii mei, străbunicii dumneavoastră, bunicii dumneavoastră, care sunteți mai în vârstă, au fost primii care au primit lovitura în piept a armatei sovietice, a armatei roșii. Străbunicul meu, de exemplu, a trăit până în 46, când i-au fost arestați ambii copii, adică bunicii mei, bunicul meu și cu fratele său, și duși în închisoare, la Arhanghelsk, pentru că n-au acceptat colectivizarea, n-au acceptat să intre în colhozurile sovietice, pentru că n-au dat la timp așa numită postavcă, birul, impozitul imposibil de mare, cerut de regimul sovietic pentru a hrăni toți aceia la care am văzut săptămânile trecute, cum sunt buruienile cât casa, nu vor să lucreze nimic, stau să le se aducă și să le pună pe tavă și mâncare, și băutură, și teritorii, după cum se vede. Niște leneși. Scuzați-mă, abordarea poate nu o să se simtă bine, dar asta am văzut. Nepăsare și lenevie chiar. Și iată că străbunicii, bunicii au pătimit de pe atunci. Bunicii au fost deportați în Siberia, împreună cu tatăl meu care avea 7 ani, la fel ca și părinții și bunicii dumneavoastră. După aceea, unchii s-au implicat în lupta pentru renaștere națională, asta a fost pe linia tatei, pe linia mamei. Unchii s-au implicat în lupta pentru renaștere națională, Gheorghe Ghimpu, Simeon Ghimpu, Mihai Ghimpu. Gheorghe Ghimpu a fost închis 6 ani în gulagurile Siberiei, în nordul Rusiei, în Mordovia, ca antinaționalist, ca antisovietic, ca element periculos al societății.
și a fost deținut politic timp de 6 ani. Dar nu s-a închinat în fața regimului comunist. Au venit anii 90, 89-90, când deja celelalte rude ale mele, Mihai Chimpu, a fost bătut în fața Ministerului de Interne, condus de Voronin atunci. Eu pe atunci eram copil, avem 10 ani, la fel ca și cei care suntem aici mai tineri. Și iată că am ajuns și noi, generația noastră, la mijlocul vieții, la vârsta de 40 de ani, tot cu acest drapel de luptă împotriva regimului comunist sovietic de ocupație, împotriva regimului, împotriva tot ceea ce a însemnat rău pe teritoriul Basarabiei și a Republicii Moldova în ultimii 80 de ani, dar de fapt de la 1812 încoace. Iată, am enumerat cel puțin 4 generații care au luptat împotriva ocupației, împotriva pactului Ribbentrop-Molotov, împotriva nedreptății, împotriva tot ce ni s-a întâmplat. Și iată că astăzi noi putem spune că noi am învins în această luptă. Noi am învins în această luptă a celor 4-5 generații care au suferit de pe urma invaziei sovietice, care au suferit de pe urma împărțirii criminale făcute de Hitler și Stalin, de Germania nazistă și Uniunea Sovietică Comunistă, prin pactul Ribbentrop-Molotov, aflat chiar aici, în spatele subsemnatului. Astăzi este 1 septembrie 2019. Se împlinesc 80 de ani de la declanșarea acelui război. Cel mai sângeros război din istoria omenirii. Germania își cere iertare. Din nou își cere iertare, cum își cere iertare în fiecare an din 1945 încoace. Președintele Germaniei, Walter Steinmeier, Frank-Walter Steinmeier, a făcut o declarație astăzi, prin care spune expres: îmi cer scuze în fața poporului polonez pentru agresiunea de la 1 septembrie 1939, când ei au trecut frontiera și au ocupat Polonia de vest. Ce face Rusia? Unde este Putin? Ce ne spune Putin? Când își cere Rusia iertare? Când își cere Putin iertare? Pentru că pe 17 septembrie Polonia de Est deja a fost ocupată de Rusia. Și au împărțit în două Polonia. Germania cu Uniunea Sovietică. Iar pe 29 septembrie, o să punem și acest document aici, Germania cu Uniunea Sovietică au semnat un acord de prietenie și de stabilire a frontierei între Uniunea Sovietică și Germania. Acord de prietenie semnat pe 29 septembrie 1939, când deja Germania era în război cu Anglia și cu Marea Britanie. Pentru că după ce a invadat Polonia, pe 1 septembrie, pe 2 sau pe 3 septembrie, Franța și cu Marea Britanie au declarat război Germaniei. Iată că în plin început de al doilea război mondial, Rusia sovietică și cu Germania nazistă continuau colaborarea, continuau semnarea de documente. Tot acest adevăr nou ne-a fost ascuns. Tot acest adevăr a fost înlocuit cu minciuna și propaganda sovietică și ni s-a spus, de când mă țin minte copil, că fascistă Germania vera lomna napala na Sovietski Soyuz bez obiblenia vojny și așa mai departe, 22 iunie 41-go года Levitan la radio. Da? Dar de ce nu spuneți și această parte a adevărului? De ce ați ascuns-o ce s-a întâmplat timp de 2 ani, din 39 până în 41, când voi împreună ați împărțit Europa și ați distrus soarta milioane de oameni, inclusiv a noastră? De ce ascundeți acest lucru până în ziua de azi? De ce manipulați cu așa-numita eliberare din 44, care a fost a treia ocupație, după aceea din 1812, după aceea din 1940, după aceea, iată, din 44? Până când nu o să fie pusă Rusia la zid, la nivelul Europei și lumii, nu o să existe pace pe pământ. Nu o să existe libertate, nu o să existe prosperitate. Pentru că atâta timp cât un agresor, un stat agresor, ascunde crima, el se va comporta mârșav, imperialist și murdar cu toți cei care sunt în jurul său. Cum face Rusia și astăzi. Pentru că invadarea Crimeei în 2014 este exact același lucru pe care l-a făcut Hitler invadând Cehoslovacia sau invadând Austria. La fel, cu aceleași argumente. Pentru ajutorarea sau apărarea drepturilor conaționalilor. Sotecestvinikov, cum spun ei. Exact același argument este în nota ultimativă către Polonia din 39, unde guvernul sovietic spune că intră în Polonia pentru că Polonia nu este în stare să fie stat și intră pe teritoriu pe data de 17 septembrie 39 pentru a apăra drepturile ucrainienilor și belorușilor de pe teritoriul Poloniei, în condițiile în care acolo nici nu erau niciun fel de ucraineni și beloruși. Același argument a fost folosit și la invadarea Basarabiei, în nota ultimativă din 26 iunie 40, dată guvernului României.
Pe atunci era regele Carol al doilea. După aceea a venit regele Mihai. Și au scris că teritoriul Basarabiei este locuit în mare majoritate asta de către ucrainieni și de aceea Uniunea Sovietică intervine în apărarea drepturilor ucrainienilor și respectiv preia controlul asupra acestui teritoriu. Iată, nota ultimativă este aici, pe zid. În acest mod mârșav a procedat Uniunea Sovietică și Rusia în 1939 și 40. Și astăzi, deși au publicat aceste documente, ei nu recunosc până la urmă toate care s-au întâmplat și întreaga fără de lege. Ei au spus că ăsta bă la sdelca. A fost o afacere între Uniunea Sovietică și Germania nazistă, după cum au anexat Statele Unite ale Americii Texasul de la Mexic în secolul XIX. Deci ei recunosc ocupația, dar nu spun până la urmă, ei recunosc anexarea. Dar nu își asumă vina, nu își cer iertare, nu vor să plătească despăgubiri, nu vor să contribuie la reabilitarea victimelor, nu vor să lichideze întru totul consecințele pactului Ribbentrop-Molotov, decât dacă ne vom lupta noi mai departe. Astăzi putem să punem și punem Rusia la zid pentru ocupație, pentru pactul Ribbentrop-Molotov, pentru faptul că nu mai poate fi ascuns acest adevăr, dar trebuie să continuăm lupta pentru reîntregire, pentru unire. De asta am spus la început că acesta este cel mai important eveniment, de până acum cel puțin din viață, și mai important decât acesta mai poate fi doar unirea. Alt eveniment mai important, din punct de vedere activității civice și politice, nu poate fi. Pentru că abia acum noi putem tuturor să demonstrăm, fără putință de tăgadă, fără putere de a fi contestat ceva, adevărul din prima sursă. Până acum n-am avut această posibilitate. Da, pactul Ribbentrop-Molotov a fost descoperit în 45-46 de americani într-o arhivă nazistă. Și s-a spus despre asta în Europa de Vest. Dar, din păcate, a fost ascuns de Uniunea Sovietică și a fost negat semnarea acordului secret, protocolul adițional secret de împărțire a Europei, până în 89. Molotov a murit în 86 și a negat până la moarte faptul că a semnat acest document care este expus aici. Și abia în 89, pe vremea perestroicii lui Gorbaciov, Sovietul Suprem a recunoscut al Uniunii Sovietice că da, a existat o asemenea înțelegere criminală. Dar la asta s-a oprit. N-au publicat documentele. Le-au ținut în continuare ascunse în arhivă. Le-am văzut în original la Moscova. Chiar pe 23 august 2019, la 80 de ani, la plinirea 80 de ani de la semnarea pactului. Sunt ca nouăuțe. Au fost păstrate cu mare grijă în arhiva Rusiei. Și în toți acești ani au ascuns, au tăcut, au negat. După 89, Rusia, care a preluat, a devenit succesoarea Uniunii Sovietice, a lăsat acest subiect, așa cum s-a expus Sovietul Suprem, în aparență, dar în realitate a continuat politica lui Stalin prin declanșarea tuturor conflictelor înghețate de astăzi, conflictele separatiste din toate republicile unionale, practic în afară de țările Baltice și Belarus. În rest, toți au avut de pătimit de pe urma acestor regimuri separatiste pornite de Rusia, cum s-a întâmplat în Transnistria în 90 și respectiv 92. Ei au continuat politica de ocupație prin declanșarea acestor războaie și care durează până în ziua de azi. Dovadă, venirea lui Șoigu la Chișinău cu autorizarea și invitarea de către guvern, guvernul condus de Sandu și respectiv Năstase, care nu știu pe unde să se ascundă acum după ce l-au adus pe Șoigu aici să-i facă propaganda electorală lui Dodon, și care a mers în Transnistria să împartă medalii, care a înmânat drapele de luptă cu seceră și ciocan, exact ca și drapelul din Piața Roșie, ministrului apărării din Moldova. Ei au continuat din 92 această politică de ocupație. Și până în ziua de astăzi, ei umblă cu duble standarde. Chiar dacă au publicat documente, recunosc ocupația din 40, recunosc faptul că înțelegerea a fost una criminală, dar deja ne spun că în 44 ne-au eliberat. Ceea ce înseamnă că Rusia trebuie pusă în continuare la zid. Acest adevăr trebuie înțeles și cunoscut de fiecare cetățean al Republicii Moldova. Cei din țările Baltice au avut poziții întotdeauna. În 79 au cerut denunțarea, în plină Uniune Sovietică au cerut denunțarea pactului Ribbentrop-Molotov.
În 89, câteva milioane, vreo 2 milioane sau 3 milioane de persoane din cele 3 țări baltice, Letonia, Lituania și Estonia, au făcut un lanț uman viu de 600 de kilometri prin toate cele țări, toate cele 3 țări baltice pentru a arăta lumii întregi că ei nu sunt de acord cu pactul Ribbentrop-Molotov. Asta era în 89, aici, în Piața Mare de Unări Naționale, la 31 august 1989, a fost de asemenea denunțat pactul Ribbentrop-Molotov în declarație de independență a Republicii Moldova. De asemenea, se pune problema lichidării consecințelor pactului Ribbentrop-Molotov. Dar mai departe, lucrurile au rămas așa suspendate, pentru că nu a existat acces la aceste documente. Acum aceste documente sunt accesibile. Fiecare cetățean al Moldovei poate cunoaște adevărul. Și oricare dintre aceia care o să mai spună de acum, când 40 a fost eliberare, când 44 a fost eliberare, trebuie luat de cap și dat de postamentul monumentului domnitorului Ștefan cel Mare. Dat cu capul de acest zid, dat cu capul de mormintele tuturor celor al lui noștri care au fost omorâți și distruși de regimul comunist sovietic. Acestea sunt niște lichele și niște trădători de neam și țară, care nu au ce căuta în secolul 21, după 80 de ani de când a avut loc această crimă, care deja este clară pentru întreaga lume, numai pentru trădătorii de la noi, încă s-ar putea să nu fie. Cu ei tot trebuie să ne lămurim. Pe baza acestui adevăr putem clădi viitorul Moldovei, pe baza acestui adevăr putem construi o viață demnă, prosperă, europeană, în cadrul Uniunii Europene și în cadrul României Mari. Să nu credeți că mă arunc cu cuvinte, eu spun exact așa cum este. Nu cedez personal nici cât e negru sub unghii, nici un centimetru în ceea ce privește partea legată de ocupație. Lucrurile sunt clare. Dacă și Rusia a recunoscut, ce fel de oameni mai sunt aceia de la noi care mai pot spune astăzi că a fost eliberare sau altceva? Pentru că aici sunt în ordine telegrama secretă din 3 august a lui Astahov către Molotov, în care spune că Berlinul, Germania vrea să tragă o linie de la Marea Baltică până la Marea Neagră, între cele două puteri de atunci, Germania și Uniunea Sovietică. După aceea, din 8 august, în care spune exact și expres că Germania este de acord să dea anume țările Baltice, Basarabia, Polonia de Est, Finlanda, respectiv Bucovina, pentru a fi ocupate de Uniunea Sovietică. După care vine telegrama lui Molotov către Astahov în Berlin, în Germania, în care el spune perecini obiectiv nas interesuie. Deci Astahov i-a prezentat o listă de obiecte. Noi am fost nici mai mult, nici mai puțin niște obiecte și suntem în continuare, din punctul lor de vedere, niște obiecte. Asta este condiția noastră, asta e nivelul nostru pus de ei nouă, obiecte. Și Molotov așa a scris, perecini obiectiv, lista obiectelor ne interesează. Poftim, cine vrea să fie obiect, nicio problemă, îl zidim aici, în acest scoar, în loc de piatră. Măcar atâta folos să fie din el. Dar noi, cei care suntem aici, și eu personal, și predecesorii mei, unchii, părinții, străbunicii, bunicii, străbunicii, niciodată n-am fost obiecte, n-am acceptat să fim obiecte, nimeni dintre noi. Și nu o să acceptăm nici de acum încolo, cu atât mai mult, mai ales că am câștigat această bătălie în fața Federației Ruse. Cei care vor să fie obiecte să vină să se vadă în acea telegramă a lui Molotov. Dar și cu ei trebuie să luăm măsuri, după cum am spus mai devreme. Urmează schimbul de amabilități. Al doilea segment al expoziției. Schimbul de amabilități dintre Hitler și Stalin. Hitler îi scrie lui Stalin, gospodin Stalin, așa și așa, suntem de acord în ceea ce privește protocolul secret cerut de voi. Trebuie să-l primiți neapărat pe Ribbentrop la Moscova și dacă el vine la Moscova personal, el poate discuta și rezolva această problemă într-un timp scurt. Dacă nu-l primiți pe Ribbentrop la Moscova, nu putem rezolva această problemă. Deci foarte amabil au discutat băieții ca buni prieteni. În aceeași zi, practic, Stalin îi răspunde, este tot aici afișat pe panou, Stalin îi răspunde lui Hitler. Îl primim cu plăcere pe Ribbentrop pe 23 august, să vină la Moscova. Mă bucur că am găsit înțelegere în ceea ce privește semnarea pactului de neagresiune. Și pe 23 august sunt semnate aceste documente care le vedeți chiar în spatele meu. Pactul propriu-zis
de neagresiune, dar el n-a fost un pact de neagresiune. Asta este un pretext. Acesta a fost pactul, acordul, tratatul internațional de începere a celui de-al doilea război mondial. De înțelegere în ceea ce privește modul de începere a celui de-al doilea război mondial. Pentru că în baza a ceea ce este semnat aici, pe 23 august, în protocolul secret, a început atacul asupra Poloniei ca astăzi, pe 1 septembrie 39. În baza acestei înțelegeri. Este atât pactul Ribbentrop-Molotov, cât și protocolul adițional secret, dar și încă o anexă pe care, de care n-am știut nici eu până iată, în 23 august, până acum o săptămână, încă o anexă din 28 august, semnată tot de Germania și Uniunea Sovietică, privind exact hotarul care urmează a fi în Polonia. Cum urmează a fi împărțită Polonia? Linia, propriu-zisă, care am spus mai devreme. Fotografiile de la eveniment, Hitler, Stalin, Molotov, Ribbentrop și așa mai departe. Pe partea al treilea segment al expoziției conține ironia sorții. 27 august 1939, când noi am adoptat independența în 91, da? Pe 27 august 1939 a avut loc ședința Partidului Bolșevic, Comunist, Sovietic, de convocare a Sovietului Suprem, a Uniunii Sovietice, pentru ratificarea pactului Ribbentrop-Molotov, pentru a-l face oficial, pentru ca el să intre în vigoare. Orice tratat internațional trebuie ratificat de Parlament. Sovietul Suprem era Parlamentul Uniunii Sovietice. Și iată, următorul, al doilea document, iarăși ironia sorții, este din 31 august 39, când Sovietul Suprem a Uniunii Sovietice, Parlamentul Uniunii Sovietice, a ratificat pactul Ribbentrop-Molotov și el astfel a intrat în vigoare. Următorul document este Ordinul lui Hitler din 31 august 39 de invadarea Poloniei și după aceea este interviul din ziarul Pravda. Interviul este discursul lui Molotov publicat în ziarul Pravda pe care l-a ținut în fața Sovietului Suprem pe 31 august 39 când a susținut ratificarea pactului Ribbentrop-Molotov, când a intrat în vigoare acest pact. Merită a fi citit. El acolo dă vina pe Polonia, pe Marea Britanie, pe Anglia și ridică în slăv Germania. Iată care era atitudinea adevărată a Uniunii Sovietice față de Germania atunci, la 1 septembrie 39. Urmează nota ultimativă a guvernului sovietic în două exemplare, publicată în ziar și cea oficială, transmisă guvernului Poloniei, ambasadorului Poloniei, în care se spune că statul polonez nu mai există și a arătat incapacitatea. Prin urmare, intrăm în Polonia pentru a apăra drepturile conaționalilor noștri. Și pe 17 septembrie au și intrat, sunt fotografii despre cum ambele regimuri, și cel nazist și cel comunist, au intrat în Polonia, și unii și alții. Panoul cu fotografii din stânga mea. Respectiv urmează nota ultimativă către Guvernul României, privind cedarea Basarabiei, privind anunțul faptului că Armata Roșie urmează să intre pe teritoriul Basarabiei și drept recompensă urmează să preia și teritoriul Bucovinei. Deci Bucovina a fost ocupată ca și cum pentru că România s-ar fi folosit 22 de ani de Basarabia și prin asta a creat un prejudiciu Uniunii Sovietice. De asta a fost ocupată și Bucovina. Ținutul Herț a fost luat în general numai de că așa au mers tancurile și n-au știut unde să se oprească. La fel și sudul Basarabiei. Adică noi acum, dacă am procedat cu ei, ca ei, ca prejudiciu pentru faptul că au folosit Basarabia timp de 200 de ani și au recunoscut acest lucru, probabil ar trebui să mutăm hotarul dincolo de Moscova. Pentru atâția ani de umilire, de exploatare, de sărăcire și de distrugere a neamului românesc aici. Mai departe sunt fotografiile chiar aici de pe Bulevardul Ștefan cel Mare, de fața primăriei, unde au defilat tancurile sovietice și respectiv a ținut discurs chiar Jucov, Gheorghe Jucov, mareșalul din cel de-al doilea război mondial, respectiv harta Europei împărțite de către Uniunea Sovietică și Germania nazistă, așa cum au preluat ei, cum și-au făcut acea fâșie de protecție, acel coridor sanitar, ca asta și-au făcut, un coridor sanitar de la Marea Baltică la Marea Neagră, pentru a arăta că ei sunt puterea în Europa și ei fac ce vor. Atunci, în 39-40. Respectiv, la început și la sfârșit, este o adresare a noastră din partea Partidului Liberal către toți aceia care vor să cunoască adevărul cu privire la această expoziție pe care am organizat-o aici.
iertați-mi cuvintele dure care le-am spus, dar a vorbit și vorbește revolta din mine. Pentru că după 80 de ani este ridicol ca neamul nostru în continuare să stea în genunchi și să accepte minciuna care vine de la Moscova, în condițiile în care ei acolo trăiesc în mare parte în afară de Sankt Petersburg și Moscova, vai de steaua lor în niște condiții ca în Evul Mediu, și am prezentat pe internet fotografii, așa cum le-am făcut una după alta la rând, mergând pe drum. Nu neapărat ceva special. Ceea ce am văzut cu ochii mei, mergând kilometru cu kilometru și așa mai departe. Case care se desfac, case vechi din secolul XIX sau cine știe de când, neîngrijite, delăsate. La noi nici încăperile auxiliare nu sunt în așa stare și în așa condiții. Niciodată n-am avut asemenea case, așa, parcă ar fi a nimănui. Da, sunt multe acum abandonate din cauza plecărilor peste hotare, dar asta e altceva. E vorba despre case în care locuiesc oameni și atunci când la noi locuiau oameni în case, niciodată casele n-au ratat așa, nici acum 100 de ani. Și atât ei trăind în condițiile care trăiesc la ziua de astăzi, că îi și compătimesc din punctul ăsta de vedere pe oamenii de rând din Federația Rusă. Ei continuă, pretind în continuare la toate aceste minciuni și la toată această propagandă. Noi nu avem voie să tolerăm această chestiune. Pentru că riscăm să ajungem ca ei și nu cred că merită. Merită să trăim o viață demnă, decentă, prosperă în cadrul Uniunii Europene și în cadrul României Mari. Cam acestea sunt lucrurile care am dorit să vă le aduc la cunoștință. Mulțumim pentru răbdare, pentru faptul că m-ați ascultat. Pe undeva mi-am vărsat și năduful, dar asta este realitatea zilei de astăzi. Și păcat că puțin se spune despre asta în presă și în general în societate. Pe asta pe undeva arată cât de fățarnici suntem până ziua de astăzi. Pentru că nimeni din oficial, nimeni, nici de la primărie, nici de la guvern, nici de la parlament, nu mai spun de președinție, n-au binevoit să spună nimic în ultimele 2 săptămâni despre asta. Nimic absolut. Și nici să vină măcar la acest eveniment. Asta arată că ei n-au curajul să înfrunte Rusia, n-au curajul să înfrunte Imperiul răului care a distrus atâtea vieți omenești, milioane de victime, la fel ca și regimul nazist. În anul 2000, Gheorghe Dimpu a participat la o conferință, conferință internațională. Comunismul la stâlpul infamiei, se numea. După acea conferință, cam la circa jumătate de an, a avut loc accidentul în care, din păcate, a decedat. Dar el a reușit atunci, în țările baltice, la Vilnius, pare mi s-a fost această conferință, a reușit, fie și simbolic, dar a reușit să pună la zid, împreună cu cei din țările baltice, comunismul, regimul sovietic comunist, Rusia, la stâlpul infamiei, la zid, cum o facem și noi astăzi. Ei atunci au făcut de o manieră simbolică, pentru că așa au fost posibilitățile. Este nevoie de un proces real, adevărat, internațional, cum a fost cel de la Nuremberg, împotriva naziștilor. Dar până atunci, iată că noi astăzi avem posibilitatea, după aproape 20 de ani de la acel eveniment din anul 2000, și după 30 de ani de la evenimentele din 89, și după 80 de ani de când s-au întâmplat toate aceste crime, avem posibilitatea să punem Rusia la zid, aici, la zid, la Chișinău, la zidul de lângă Ștefan cel Mare. Pentru că măcar astfel să-i roșească obrazul de rușine. Dacă în alt fel nu se poate, în alt mod nu se poate. Și acest lucru nu mai poate fi negat de nimeni, odată ce este aici. Și adevărul de aici va ajunge în casa fiecăruia. Și chiar dacă ar fi un singur om aici, în acest coar, și restul n-ar mai asculta nimeni, decât unul singur care ar fi în fața mea, și oricum ar fi important să spunem adevărul, pentru că de la acel om ar ajunge oricum peste tot în timp. Și asta e cel mai important lucru, ca și atunci când practic nu te ascultă nimeni, să continui să spui adevărul până când el ajunge să distrugă minciuna, să o împrăștie, cum se împrăștie cenușa pe vânt, în așa fel încât adevărul să ajungă în casele oamenilor. Evident că nu convine acest adevăr nimănui practic. Nu de la Est, din Rusia. Și într-o bună măsură nu convine acest adevăr nici celor de la vest. Subiectul ăsta îl vom discuta poate altă dată. Dar el nu trebuie lăsat să fie acoperit de minciună, acoperit de propagandă. Atunci înseamnă că nu avem dreptul să ne uităm noi în oglindă, nu avem dreptul să ne uităm noi în ochii noștri, atunci când suntem față în față cu propria conștiință. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc și vă îndemn să aprindem o lumânare în memoria tuturor acelor care au suferit, și să o punem aici în
în scoarul de la Ștefan cel Mare, aici la această expoziție, aici la Pactul Ribbentrop-Molotov și la Protocolul Adițional Secret care a dus la ocupația Basarabiei. Dar să uit nu pot. Anul 49, iunie 28, când pe mulți din sat noaptea i-au luat în Siberia, din Moldova mea. Când pe mulți din sat noaptea i-au luat în Siberia, din Moldova mea. Și pe-a mea măicuță într-o cămășuță și mereu disculță, așa cum era, pentru că iubea să muncească ea pentru să-i copii, pentru țara sa, pentru că iubea să muncească ea pentru să-i copii, pentru țara sa. Anul 49, iunie 28,